revenit la starea sănătății. Haideți că scăpați de mine de joi, vă las să vă faceți de cap până pe 13 ianuarie. Am fost zilele trecute la supermarket, n-am intrat, dar am trecut așa ca experiment pe lângă case, să văd ce au oamenii în coșuri. Fraților, m-am văzut pe mine acum 10 ani, la fel eram. Să fie mult, bă, să fie de toate, să nu ne lipsească nimic de sărbători, să cheltuim până la ultimul leu. Frate, ai muncit pentru banii ăia tot anul, îi arunci pe atât de multă mâncare proastă. De ce? Serios, cât poți să mănânci? Câte mese întinzi? De ce să mănânci atât? Adică așa crezi tu că te simți bine, dar nu, nu e ok deloc pentru tine. Știu pentru că am fost acolo, cum ziceam, acum 10 ani și vreo 35 de kg. Greșim mult în relația noastră cu mâncarea și asta se vede în toate statisticile. Și nu e doar despre ce mâncăm. Nu ne îngrășăm de la faptul că mâncăm la o anumită oră sau de 3 ori, 5 ori pe zi. Caloriile unui aliment nu depind neapărat de ora la care îl consumăm, însă anumite obiceiuri ne pot predispune la decizii proaste. Da, aici am ajuns să fim nevoiți să ne dezvoltăm un sistem de apărare în fața industriei alimentare, care din dorința de a oferi mai mult și mai mult, la prețuri mai mici, din ce în ce mai mici, umblă la calitatea produselor, adică le face din ce în ce mai nocive pentru sănătatea noastră. V-am mai spus, nu mergeți la cumpărături flămânzi, iar de sărbători acum e greu, mai ales pentru cei care țin post și se gândesc, bai, o să vreau și aia, o să vreau și aia, dă și dai la altă, bagă și uite așa, foamea gândește pentru noi. Hipnotizați de foame, aruncăm în coș toate porcăriile, chiar dacă știm că sunt porcării și că ne fac foarte rău. Foarte important apoi e să faceți o listă de acasă. Ba, am nevoie de asta, asta și asta, nimic altceva. Nu uitați câtă mâncare aruncați mereu. Trebuie să ne impunem asta, să cumpărăm doar cât consumăm. Apoi vedeți că în această perioadă producătorii aruncă pe piață produsele mai proaste, pentru că de sărbători orice se vinde și oamenii cumpără atât de multe încât oricum n-au cum să-și dea seama de la ce au ajuns la spital. Ideea, dragii mei, e să controlăm noi ceea ce mâncăm, să nu mai lăsăm mâncarea să ne controleze. Pare mult mai greu decât este, să știți. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației.